Bine v-am regăsit la horoscopul zilei. Gemeni, poate că îți scapă unele informații sau te supără faptul că nu ai acces la ele. Oricum ar fi, situația cere de la tine mai multă răbdare și implicare reală în tot ce ai de făcut. Rac, chiar dacă vezi că unii apropiați își fac alte planuri sau doar exprimă dorințe care sunt diferite de ale tale, nu ai de ce să intri în conflicte cu ei. Răbdarea și calmul sunt de preferat. Leu, ar fi bine să faci pace cu tine, să accepți că unele situații nu pot fi controlate oricât de mult ți-ai dori. Aceasta poate fi chiar un pas înainte, dacă vei reuși să-l faci. Fecioara, problemele din acest moment sunt prea complexe ca să reușești să evaluezi corect, așa că ar fi bine să-ți păstrezi răbdarea și să ții cont de gândurile prudente. Balanța, ai multe idei care să te ajute să schimbi ceva în situația financiară, dar nu toate sunt realizabile și trebuie să stabilești tu acest lucru, după o analiză profundă, bineînțeles. Scorpion, mesajele care vin de la partenerii de cursă lungă te pot deruta pentru că aduc propuneri noi, cu care nu poți fi de acord așa deodată. Săgetător, munca este importantă astăzi, efortul sincer ducând la rezultatele pe care le aștepți. Este bine să-ți vezi de ale tale și ca să stai departe de orice fel de conflicte. Capricorn, ai câteva preocupări frumoase care te pot ajuta să accentuezi această latură a vieții tale și să o transferi și dincolo de limitele ei obișnuite. Vărsător, ai șansa de a ajunge la un oarecare echilibru dincolo de conflictele pe care le ai cu cei din familie. Felul în care vor evolua aceste probleme sunt departe de tine. Pești, ești foarte atent la tot ce se petrece în anturajul apropiat, poate și din cauza existenței unui factor care te determină să schimbi ceva ce știai că ar trebui schimbat. Berbec, te afli într-un moment în care poți alege și altceva, o astfel de atitudine față de problemele pe care nu ai reușit să le rezolvi, poate și pentru că ți-a lipsit cooperarea celorlalți. Taur, ești capabil să dai un impuls pozitiv oricărui demers în care te implici sincer astăzi. Roadele vor fi peste așteptări, dar e nevoie de acest efort și de bunăvoință. Acesta a fost horoscopul zilei. Rămâneți în continuare cu programele noastre Drăgoi TV. Pe curând!